Salutare First Player, azi mă vedeți la față și azi facem primul review de filme, Venom. Am văzut Venom zilele trecute, este primul film cu un super villain pe anul ăsta, cred, de la Marvel. E cu Tom Hardy, preferatul tuturor. Este noul Marlon Brando, în ideea de felul în care se poartă. Pare așa undeva singuratic, tăcut, strong silent type și undeva puțin pe spectrul de Asperger spre autism. Mă filmăm despre asta. Venom este acel simbiot care a căzut din spațiu și care infectează gazdă după gazdă, căutând gazda perfectă care se potrivește cu cerințele sale. Principiul Venom vrea să cucerească lumea, doar că se va răzgândi pe parcurs. Îl avem pe Tom Hardy în rol principal, Eddie Brock, un jurnalist care este așa mai degrabă un videoblogger care caută sămânțele scandal, până este dat afară de la job, pentru că s-a pus cu Carlton Drake, un fel de Elon Musk care vrea să meargă în spațiu. El este cel care face experimente cu simbioții căzuți din spațiu pe pământ. Îi tot combină cu oameni, întâi mă rog, cu iepurași, apoi cu oameni. Acest Carlton Drake este jucat de Riz Ahmed, cred că singurul pakistanez, indian sau iranian sau ce-o fi el de la Hollywood. L-am văzut într-un serial HBO și a fost chiar ok acolo și după aia a ajuns pe culme, am început să văd tot mai multe filme. Riz Ahmed este Carlton Drake și ajunge și villainul principal când îl infectează Riot. Știți că sunt mai multe variațiuni de Venom, Venom, Riot, Carnage, care o să apară la sfârșit ca hint pentru viitorul film, jucat de Woody Harrelson. În filmul ăsta, Eddie Brock, ăsta care tot este un fel de click, spy, libertatea, este jurnalist și află că se fac experimente pe oameni la Institutul Carlton Drake. Se duce acolo, face poze și ajunge să intre în el, Venom. Și partea amuzantă e că l-aude așa cu o voce în cap, ca un trăcușor pe umăr, zice, e foame, hai să mâncăm, hai să rupem capul. Și el zice, a, nu pot să fac aia, Venom îi spune, ba da, pot să faci. Și am căutat eu și aici să văd cine e actorul ăsta vocal, care face vocea aia groasă, un fel de Terry Crews din Old Spice, e tot Tom Hardy, doar că își face vocea mai groasă. Deci Tom Hardy are un fel de rol dublu din nou, după ce a jucat în filmul acela, Legend cu gangsterii Cray din Londra. În fine, Tom Hardy este impecabil, ca de obicei, în continuare închis în sine, traumatizat, mergând mereu de parcă ar avea ceva înfipt în coloană și, în general, a nice guy, dar cu un trecut dubios, cam asta lasă impresia Tom Hardy. Despre film în sine, efectele sunt ok, eram gata să zic că Ant-Man and the Wasp are cele mai bune urmărit cu mașini în universul Marvel, până a venit filmul ăsta, care este super urmărit cu mașini, dar cele din Ant-Man and the Wasp sunt mai bune. Cele de aici sunt cu motociclete, zburat peste tot felul de garduri, villains sunt la pământ, ci umani sunt varză. Cer final, lupta finală este vreo 2 minute sau 3 minute, ceva genul ăsta, dezamăgitoare. Tom Hardy duce filmul în spate, pentru că Michelle Williams, soția lui, nu Michelle Williams aia din Destiny's Child, ci Michelle Williams aia care a fost Marilyn Monroe, e varză, este eye candy și e mereu așa, da, acest iubit, acest om, nu știu ce să mai fac cu el. Dar lumea se poartă ca și cum Tom Hardy ar fi normal, adică e normal să iei dintr-un restaurant de fite să te bagi în acvariu cu langustine să le mănânci vii. E normal să transpiri foarte mult și să vorbești cu o voce din cap. Nimeni nu-l bagă la nebuni, îi fac analize, îi dau drumul, ești liber, fratele meu, umblă cu Venom pe stradă, adică mi se pare foarte ciudat. Și filmul mi s-a părut așa, grăbit spre final, ca și cum au rămas fără buget. În rest, alți actori ar fi Reed Scott, știți din VIP cu Julia Louis-Dreyfus, este dubiosul ei de secretar sau ceva, nu ăla care îi cade agențiile, ci Dan ăla pervers. Ăla este doctorul și iubitul lui Michelle Williams și avem și pe Scott Hayes, care este șeful de securitate, deci Tom Hardy îl ia pe Venom și Venom începe să-i placă de el. Nici el a zis, ești doar gazda mea, îți mănânc ficatul, tu mănâncă oameni acolo, eu îți dau superputeri. Dar cei doi se împrietenesc într-un fel și Venom ajunge să vrea să rămână pe Terra, deși știți din Spider-Man care au vulnerabilitate, sunete în anumite frecvențe și focul. La un moment dat o să scape Tom Hardy de el, dar o să vedeți se întâmplă după aia, e haios și creepy oarecum, în fine. Simbioza este reușită până la urmă, filmul are 7,1 pe IMDb. Soundtrack-ul este făcut de același nene care se ocupa de soundtrack-ul la Black Panther, adică nu, cum îl cheamă, nu reporul acela celebru. Nu Drake, îmi scap acum numele lui, în fine, deci nu reporul acela, ci un alt nene cu nume de suedez a făcut soundtrack-ul, este ok, generic, film de acțiune. Ce mi-a plăcut cel mai mult aici este Tom Hardy, este un Tom Hardy movie, dacă juca oricine altcineva, era un film cu Jackie Chan întunecat, atâta vă zic, deci era un dezastru. Jackie Chan, Venom, era fix tot aia, dar cu Tom Hardy e mai ok. Un film de nota 6, 80, 7, cam așa.
Fanii Tom Hardy să meargă să-l vadă, fanii Marvel nu o să vadă nimic special aici, este un film pe care poți să-l uiți în 6 luni. Mi se părut mai bun decât Justice League, mi se părut mai bun decât Suicide Squad și mi-a parțial plăcut Suicide Squad. Deci, de la firstplay.ro, first play, first movie, first time, first review de filme, o să primească un 6.80, Tom Hardy rămâne The Man. Dacă nu sunteți fanii lui, nu mergeți la filmul ăsta, pentru că el în sine nu prea merită. Venom e tare, Tom Hardy e tare și cam atât de la first play. Bye, bye! You should be extremely afraid.